Învățați-vă, copiii, că de Crăciun sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos, un copil care a venit pe lumea asta ca să-și ia asupra lui toate păcatele, să ne mântuiască și care a învins moartea. Spuneți-le că Santa Claus, Moș Crăciun, sunt doar niște invenții comerciale, pentru că nu-i așa? Noi oamenii suntem obișnuiți să cumpărăm cadouri scumpe și să umplem masa de mâncare neconsumată doar pentru a ne arăta dragostea. Spuneți-le că dragostea, iubirea se arată altfel, nu așa. Învățați-i să iubească și spuneți-le că au venit pe lumea asta ca să fie fericiți. Învățați-i să-și iubească țara. Spuneți-le că familia e compusă din mamă și tată și că restul sunt doar niște invenții ale unor oameni care și-au pierdut drumul, și-au pierdut busola. Că altceva nu există, că așa merge omenirea înainte. Arătați-le și cum fură politicienii de 30 de ani și spuneți-le că niciunul dintre ei n-a iubit România. Ba dimpotrivă, au secat-o de resurse, au vândut-o ca la piață pe 3 lei, așa cum și Iuda l-a vândut pe Hristos pe 30 de arginți. Și spuneți-le că lucrul ăsta trebuie să înceteze. Arătați-le că nu mai avem păduri, arătați-le că nu mai avem petrol, gaze, nu mai avem resurse, bogății, culmea, noi, care trăim într-o țară foarte, foarte bogată. Arătați-le că au venit unii cu japca și ne-au luat trilioane de dolari. Și spuneți-le că dacă nici ei nu-și vor iubi această țară, o să ne ducem de râpă și că nu o să mai avem hotare, granițe, nu o să mai contăm cu nimic. Arătați-le că România astăzi încă există pe hartă. Arătați-le istoria noastră. Spuneți-le că uneori nici la manual nu scrie adevărul și spuneți-l voi. Învățați-i să-și iubească glia din care au crescut. Învățați-i imnul nostru național. Citiți o carte împreună cu ei, o carte de istorie adevărată. Spuneți-le că nici războiul nu e bun, că oamenii se luptă și se bat atunci când au uitat de cuvinte și că banii, resursele ar trebui folosite pentru viață și nu pentru moarte. Și nu în ultimul rând, învățați-vă copiii că nu sunt experimente, că n-au venit aici ca să fie experimentele unor guverne globaliste, unor conspirații mondiale. Spuneți-le să stea drepți, dârji în fața pericolelor și să nu creadă tot ce li se spune, să treacă totul prin filtrul gândirii și să nu plece capul niciodată în pământ. Crăciun fericit, dragii mei! Să aveți sărbători frumoase și să țineți minte că sunteți români!